Sfârșit de săptămână încărcat pentru sportivii de la Clubul Sportiv Școlar Zalău. Sportivii a trei secții, atletism, handbal și lupte libere, se întrec în competiții la Cluj-Napoca, Baia Mare și Târgoviște. După ce la sfârșitul săptămânii trecute, în perioada 4-6 martie, echipa de handbal fete, categoria de vârstă junioare 2 de la Clubul Sportiv Școlar Zalău, a participat la turneul de sală numărul 1 din cadrul seriei H a campionatului național. La finalul acestei săptămâni a venit rândul echipei de handbal fete, categoria de vârstă junioare 3, pregătită de profesoara Valeria Motogna să se întreacă pe semicerc în cadrul turneului găzduit de sala sporturilor din municipiul Baia Mare. În primul meci, programat astăzi, se Zalău se va duela cu echipa clubului sportiv Seini. Sâmbătă, în ziua a doua a turneului de la Baia Mare, elevele profesoarei Valeria Motogna se vor duela pe semicerc cu CSS2 Baia Mare, iar duminică, în ultima zi a primului turneu de sală, echipa CSS Zalău va întâlni echipa HCM Baia Mare. Secția de atletism va fi prezentă sâmbătă cu o delegație de 11 sportivi la etapa județeană a Campionatului Național de Sală de la Cluj Napoca, competiție rezervată categoriilor de vârstă, copii și juniori. 3, iar secția de lupte se află începând de joi seara la Târgoviște, unde participă cu un număr de 9 sportivi la turneul național de verificare rezervat categoriei de vârstă cadeți. Pentru secțiile de atletism și lupte, competițiile reprezintă ultimele teste de verificare înaintea campionatelor naționale, competiții la care antrenorii speră să obțină clasări cât mai bune, la finalul cărora sportivii să obțină clasări pe podium sau în imediata vecinătate a acestuia.